de la un centru comercial am achiziționat astăzi și un trandafir urcător. L-am scos din pachetul în care se afla, am îndepărtat rumegușul și l-am pus la hidratat într-un vas cu apă. Am să-l las aici circa 2 ore pentru hidratare până pregătesc locul unde vreau să-l plantez. Vreau să plantez acest trandafir urcător pe acest stâlp de la verandă. Este un colț luminos pe care vreau să-l acopăr cu vegetație. Haideți să pregătim materialele necesare. Pentru suport avem nevoie de o bară de fier pe care am să o recuperez din acest cadru care a servit înainte drept cadru pentru banca din foișor. Am un suport pentru flori, un ghiveci, spart, așa că îl voi tăia și îl voi folosi pentru trandafirul nostru de astăzi. Este foarte bun. Trandafirul a stat la hidratat timp de 2 ore. Acum tăiem, fasonăm rădăcinile și cu ocazia asta ne asigurăm că sunt și viabile. Dacă sunt albe la interior, este foarte bine. Le răsfirăm și îl plantăm în centrul gropii. Pentru eliminarea aerului. De asemenea, fixăm cadrul de protecție în jurul trandafirului. Am terminat de plantat trandafirul nostru urcător, denumit Rixi dulceață. La bază am plantat trandafirul într-un ghiveci tăiat. Alături de el am fixat o bară metalică până în stâlpul verandei. O bară metalică care va servi drept suport pentru agățarea acestuia când va crește. Iar aici avem un ceas. Un ceas de grădină. Și bineînțeles, am să las o perioadă și această etichetă.
Așa arată ansamblul format din trandafirul urcător cu suport și ceas pentru grădină.